Președintele Republicii Moldova se relaxează în Făgăraș. Maia Sandu a urcat pe vârful moldoveanul cel mai înalt din România. Liderul de la Chișinău a postat o fotografie pe contul ei de Instagram și a strâns mii de aprecieri. După ce a rezolvat problema guvernului de la Chișinău, președintele Moldovei, Maia Sandu, are parte de o bine meritată vacanță. Aceasta a mers pe creasta Făgărașului și a urcat pe cel mai înalt vârf din România, moldoveanu. Fotografia postată de Maia Sandu pe Instagram a strâns mii de aprecieri și de mesaje pozitive atât din partea moldovenilor cât și a românilor. Din cauza piscurilor montane din jurul său, majoritatea de peste 2400 de metri, vârful moldoveanu este vizibil doar de pe creasta Făgărașului sau din aer. Maia Sandu este un pătimit a traseelor montane, la fel ca omologul ei, Klaus Iohannis. Acesta a postat de altfel un mesaj de mulțumire adresat salvamontiștilor de ziua lor, să fim cu toții responsabili în drumețiile noastre și să nu punem în pericol viața noastră și a celorlalți, a scris șeful statului.